Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bună seara și bun găsit la știri! A fost încă o întâlnire pe tema transportului verde din Valea Jiului. Toți primarii de la noi, ca și reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, au discutat ultimele detalii și promit că proiectul va fi gata la timp. Linia de transport verde a fost preluată de Consiliul Județean Hunedoara, liderii de proiect fiind cei din Forul Județean. Primarii din Valea Jiului, alături de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, și administratorul public al județului, Costel Avram, au stabilit care sunt pașii de urmat, cum va decurge proiectul și chiar au promis că va fi gata la timp. Green Line este un proiect care va aduce în zona Văii Jiului transportul cu autobuze electrice, iar liderul de proiect, care era primăria Vulcan, a fost exclus. Discuțiile au fost purtate pe marginea proiectelor ce vor trebui derulate acum. Sunt 3 poduri pe teritoriul municipiilor Petroșan și Vulcan care trebuie reabilitate, pentru că podurile trec peste drumul național și nu au fost consolidate ori redimensionate și pentru un trafic suplimentar. Alternativa economică la monopolul pe transportul în comun făcut acum de o firmă privată din zona Văii Jiului va fi linia verde, acest proiect european care vizează o linie cu autobuze electrice. Autobuzele electrice vor avea un garaj la Vulcan, iar la Petrila și la Uricani vor fi stațiile de încărcare a bateriilor cu care vor circula autobuzele electrice. Valoarea estimată a proiectului, denumit generic Green Line, este de aproximativ 20 de milioane de euro. Și-au creat propriul business, o firmă de exercițiu, cum spun ei, și au ajuns să reprezinte Hunedoara la nivel național. Vorbim despre elevii de la Colegiul Economic Hermes, care s-au calificat la etapa națională a concursului Made for Europe, cu 2 idei de business. Una dintre mobilități a fost prezentată și în străinătate. Un nou succes, așa a fost catalogată promovarea în topul național a acestor copii. Concursul Made for Europe s-a organizat sub forma unui târg, expoziție de produse educaționale, scopul competiției fiind strâns legat de valorizarea, promovarea și diseminarea experiențelor pozitive acumulate de unitățile de învățământ preuniversitar. A fost, de fapt, olimpiada produselor finale realizate în timpul desfășurării proiectelor comune implementate de unitățile de învățământ. Această competiție înseamnă de fapt olimpiada noastră, a celor care coordonăm proiecte europene, proiecte finanțate din grandurile Erasmus. Noi am participat în data de 25 martie la faza județeană a competiției Made for Europe cu 2 rezultate ale proiectului Erasmus pe care îl avem în derulare, Startup Virtual Learning Cooperation, și acești minunați copii au obținut locul 2 și locul 3 pe 2 secțiuni diferite, respectiv un proiect e-twinning creat în cadrul acestui program Erasmus și practic un plan de afaceri, da, pe care l-ai prezentat și la întâlnirea din Letonia în cadrul acestui proiect. Cum au făcut să ajungă aici, ne spun chiar cei care au gândit aceste proiecte. Prima oară ne-am dezvoltat o firmă de exercițiu în cadrul Letonia Twin Space de fashion, numită Glamour, cu mine și colegele mele, și pentru mine înseamnă foarte mult pentru că pot să fiu un ajutor în crearea școlii europene. Dar poți să zic că ți-ai creat așa o firmă cu care ce faci, de fapt? Vrem să ne dezvoltăm și o revistă, vrem să creăm și haine. Și dacă revista de fashion a prins, iar atelierul de creație de haine vine să completeze partea scrisă, nici firma care promovează la noi turismul nu este departe de succes. Un succes care s-a bucurat de apreciere și peste hotare pentru că a fost prezentat în Letonia. Am avut recent mobilitatea din Letonia, unde am stat o săptămână împreună cu alte 5 țări. Acolo ne-am prezentat încă o dată planul de afaceri, la fel ca și la etapa județeană, dar în momentul respectiv noi aveam doar planul de afaceri făcut și cu toate acestea ne-am calificat pe locul 3. Urmează să mai avem diferite mobilități, aceasta a fost prima, a fost o experiență inedită și, cum să zic, ne-a provocat să fim cât mai buni, să cooperăm cu oameni străini în altă limbă decât limba noastră, maternă, și cred că lucrurile astea nu se întâlnesc oriunde în fiecare zi. Denisa a dus proiectul său care prevede realizarea și promovarea unei pensiuni la munte în Letonia alături de proiectele altor țări precum Portugalia, Cipru, Letonia și Bulgaria.
Cu locul al doilea, David Ștefan își va prezenta firma creată la etapa națională a concursului Made for Europe, ce se va desfășura în perioada 27-30 aprilie 2022 la Târgoviște. Toți copiii din școala de la Bănița au primit cadouri prin intermediul cărora au învățat să colecteze selectiv. Acțiunea face parte dintr-o campanie națională și vine la noi în parteneriat cu Supercom, societatea care colectează selectiv gunoiul menajer. Un corn cu ciocolată învelit în staniol, o doză de suc, o sticlă cu suc și un pet umplut tot cu suc, dar și o ciocolată ambalată în carton. Asta au primit copiii de la Bănița, dar au fost învățați cum să pună fiecare ambalaj la coșul de gunoi corespunzător. Și pentru asta, Supercom le-a dat și orare din care să afle cum se face colectarea gunoiului pe culori. Eu știu despre ecologizare că de să protejăm natura și de să avem grijă de asta, nu poluăm natura. Cu ce am putea polua noi natura? Cu gunoaie sau cu deșeuri? Ia spune-mi, cum strângi tu deșeurile ca să nu poluăm? Trebuie să le strâng și le pun la coșul de gunoi ca să nu le lăsăm împrăștiate pe jos. Dar știți că trebuie strâns gunoiul separat? Da. Știi că aia e cicaie și ce e antigunoi e gunoi. Totul a făcut parte din campania națională de curățenie, iar elevii din Bănița au fost aleși pentru proiectul lor de ecologizare. Ne alăturăm și noi campaniei naționale de Curățăm România. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru sprijin, pentru că împreună vrem să dăm un exemplu comunității pentru protejarea mediului înconjurător, pentru că numai împreună putem să avem o comună curată, un județ curat și o țară mai curată. Iar lecția s-a terminat afară, unde copiii au primit saci galbeni și albaștri cu care să strângă gunoiul din zona școlii, dar selectiv, așa cum au învățat din lecția deschisă. Bibliotecarii, profesorii sau oricare om care are contact cu comunitățile de copii sunt invitați să ia parte la o nouă etapă a proiectului dezvoltat de Asociația Ovidiu Ro. Este încă o idee de a atrage copiii spre lectură, dar și de a-i familiariza de mici cu cărțile. Și cei implicați pot cere astfel de punguțe pentru micuții din mediile defavorizate. Asociația Ovidiu Ro, care atrage copiii în grădinițe cu stimulente financiare, a lansat acum cea de-a treia ediție a proiectului Punguța cu 2 bani, care încurajează lectura începând de la naștere. La această ediție, 20.000 de punguțe vor ajunge la copiii din medii defavorizate, obiectivul fiind ca și aceștia să beneficieze de stimulare cognitivă încă de la vârste foarte mici. La fel ca în edițiile precedente, proiectul urmează să fie implementat la nivel național în cele mai sărace comunități rurale și urbane, acolo unde ambasadori ai lecturii își doresc să susțină proiectul pe bază de voluntariat. Pentru acest proiect sunteți invitați alături de profesori, bibliotecari, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari să deveniți ambasadori ai lecturii pentru copiii de 0-3 ani din familii defavorizate. Misiunea Ovidiu Ro este ca fiecare copil să beneficieze de educație timpurie de calitate și să devină astfel un membru activ al societății românești. Proiectul a fost lansat la începutul acestei săptămâni, așa că dacă sunteți interesați, puteți deveni ambasadori ai lecturii pentru cei mici. Primii miei, vii sau tăiați la abator, au ajuns în piața de la Petroșani. Pe platoul de desfacere au apărut și primii cumpărători care se uită în galantare, văd prețul, cântăresc oferta și mai și cumpără. Iar crescătorii sunt mai puțini pentru că oferta generoasă va veni abia de săptămâna viitoare. Cu o minoritate predominant catolică, Paștele din Valea Jiului se apropie cu pași repezi și maghiarii de la noi sunt primii așteptați la piață. Mie i-au venit, măcelarii îi taie și ne-au vorbit și despre preț. Sunt Mărie. De aici, de lângă noi. Da. Și vine lumea acum pentru Paștele catolic? Câți oameni? Mai vine. Spuneți, cât costă kilogramul? 40 de lei. Iar dacă îl cumperi viu, mielul se vinde cu 20 de lei pe kilogram. Primii vânzători au ajuns de joi dimineață la noi și spun că deja au vândut din marfă. Păi am avut vreo 30 de bucăți și mai am ce mai am aici, la 40 de lei kilogram. De unde veniți? De la Obrenjo, județul Caraș-Severin. Abatorul de la Petroșani este acreditat și aici pot fi sacrificați miei pentru cei care vin și aleg unul viu și mai apoi să plece cu el acasă tranșat. Cei mai mulți vânzători, dar și cumpărători, sunt așteptați însă abia săptămâna viitoare.
Ați urmărit știrile HD 365. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și mâine de la ora 18. Să aveți o seară liniștită și un sfârșit de săptămână excelent!